Deci avem nevoie de Dragoș. Tu ești Dragoș? Și astăzi este ziua ta? Da. Noi ți-am adus ție o surpriză. Așa. Cine pucetul de jos? Cine-l din jos? Baloanele. Poșa cu fructe. Tortă. Șampania pentru bărbatul adevărat. Așa. Dragoș, spune-mi te rog frumos, de partea cui crezi că vine surpriza? Cine crezi că ți-a dăruit cadourile? Cine vorbim noi în toată ziua? Sonorica. Bunica, așa este. Să știi că cea care a făcut surpriza nu a uitat nici de mănica. Nu, Dragoș? Mulțumesc, mare plăcere. Aici am o felicitare și o să citesc și o să aflăm cine ți-a făcut ție această surpriză. Ești gata? La mulți ani, dragul nepoțel, tu, care ești un dar în viața noastră, spre viitor, stai deschisă larg fereastra, să înflorești ca florile în soare și fiecare zi să-ți fie sărbătoare. Să ai voință și puterea de a reuși în toate, cu zâmbet să înceapă fiecare dimineață. Copilăria să-ți fie o poveste, un cer senin cu ani frumoși, prieteni buni și credincioși. Părinților să fie ascultător, așa cum ești, cu suflet bun și mângâietor. La mulți ani, te iubim enorm de mult, cu mult drag de la bunica Aurica. Dragoș, vrei să spui ceva la bunica? Spune mesaj. Spune lui bunica, te mulțumesc, te iubim foarte mult. Mulțumesc, te vă iubim foarte mult. Bravo! Mi-dor. Mulți-a-ntăiască, la mulți ani, ca cine tu tăiască, ca cine tu tăiască, la mulți ani, dragoste tăiască, la mulți ani, la mulți ani. Bravo! Câte anișoare ai împlinit? Câte anișoare ai împlinit? La mulți ani! Ești mare, puiul, mama! Mulțumim foarte mult pentru surpriza care ne-a oferit-o. Noi iubim foarte mult și o așteptăm acasă în curând. Ea este o bunică super și superbă pentru noi. Îi dorim mult sănătate și putere. Așa, mersi mult pentru această felicitare, pentru nepoțel. Și te așteptăm acasă, cât mai curând, fie noi alături de noi, la masa noastră și mult sănătate singură.